Dacă mă asculți doar pe mine, ești pierdut. Salut și bine ai venit la Germană cu Gerhard. Sunt Gerhard Oaben, profesor nativ din Hamburg, Germania. De fapt, sunt unicul profesor nativ din Germania care explică și în limba română. Fă click pe linkul sub videoul acesta. Vei găsi toate informațiile mele despre cursul meu Gramatica Germană cu Gerhard. Este un abonament anual aproape gratuit la moment informează și ne vedem în curând. Deci, dacă mă ascult doar pe mine, ești pierdut. Ce vreau să zic? Fiecare dintre noi învață germană pentru o situație specifică în viață. Deci, noi nu suntem acum elev la școală, da, poate tu ești elev la școală, dar în relație cu mine, deci tu la mine nu înveți germana pentru a primi note, pentru a trece cursul meu școlar. Dacă privești acest video, probabil înveți germana pentru altceva. Probabil ceva legat de lucru. Ai o meserie sau vrei să studiezi în limba germană. Atunci, întrebare spune pe cine să asculți, adică cine să te îndrumeze. Și da, eu ca profesor de limba germană pot, juca un anumit rol. Adică îți pot da niște idei cum să practici limba germană acasă. te pot îndruma la gramatică, la vocabular. Pot, și pot să-ți dau niște sfaturi generale, cum să te comporți în Germania, în Austria, în Elveță, cum cu politeță, etc. Da, și consider că benefic să privești videourile acestea, altfel nu le-aș înregistra. Dar dacă eu sunt unica persoană pe care tu urmărești, sau mai general spus, dacă tu urmărești doar profesor de limba germană, atunci tu ești ratat, ești într-o situație foarte proastă. De ce? Fiindcă noi învățăm limba germană pentru a ne descurca în anumite situații concrete, personale și profesionale. Și acum, în fiecare situație personală și profesională, sunt moduri mai potrivite și nepotrivite de a comunica. Deci tu ar trebui să continui să consum așa conținut cum îl fac eu sau fac alți profesori, într-o măsură limitată. Dar în cea mai mare măsură, în cea mai mare parte, a trebuit să consum conținut de persoane native din meseria ta. Adică, dacă tu ai fi electrician, a trebuit să privești 95% video sau materiale audio de electricieni, elvețieni, austrieci sau german în dependență unde vei lucra și a trebuit să copiez modul în care ei vorbesc. Fiindcă în fiecare profesie, în fiecare meserie, în fiecare regiune, lumea vorbește un pic diferit. Și eu ca profesor nu pot să-ți spun asta. Eu nu sunt cu o experiență în sute de profesie, în 50 de regiuni. Deci eu pot să te ajut cu îndrumări generale care țin de rutina, de autodisciplină, de gramatică, etc. Dar, cea mai mare parte, va trebui să imiți oamenii din situația ta dorită. Și cel mai simplu lucru este să-ți faci o listă cu interesele tale profesionale și personale. Adică, cu ce teme te vei ciocni la lucru. Dacă ai fi infirmieră, vor fi teme medicale. Dacă tu știi că vei lucra într-o anumită, într anumită clinică, de exemplu la medicina sportivă sau în geriatrie, psihiatrie, atunci deja trebuie să asculți oameni din domeniile acestea specifice. YouTube, podcasturi, este o sumedenie de material specific. Apoi, te gândești despre ce teme va trebui să fac conversații cu pacienții. Iar dacă este o clinică pentru traume sportive, atunci foarte probabil vei vorbi despre activitatea sportivă a pacienților. Deci trebuie un pic să te pricepi în diferite sporturi. Poate afli um, ce sportiv de obicei ajung așa. E mai mult cu fotbalul, mai mult cu maratonul și deja vizionezi conținut din aceste interese. Adică, care sunt interesele clienților tăi, pacienților tăi, colegilor tăi, despre ce vorbesc în pauză. Pot vei găsi că mulți medici vorbesc despre literatură. Atunci, pregătește-te și în direcția asta sau vorbesc despre. Muzică, jazz, clasică, despre artă, galerii de artă, muzee, atunci tu trebuie să fii în stare să vorbești liber la toate temele respective, fiindcă noi nu facem doar conversații profesionale. La fel, care sunt interesele tale personale? Deci, despre ce îți place să vorbești? Despre grădinarit, gătit, croit, ai, faci yoga, meditație îți place să faci mobila. Deci, la aceste teme trebuie să fii fluent. Și în afară de a asculta pe niște profesori, ca și mine, mare parte ar trebui să fie o listă de persoane pentru fiecare din domeniile tale profesionale și personale. Sper că te-am putut îndruma și împărtășește experiența ta. Ne vedem în curând. Tschüss.